Lideri politici, profesori și părinți, foști miniștri de resort și specialiști în domeniul educației și cercetării au participat astăzi la Sibiu la dezbaterea Educația cu adevărat o prioritate națională. Dezbatem și noi acest subiect, dar și alte teme politice cu invitatul observatorului, președintele PDL Vasile Blaga. Bună seara, bine ați venit la Observator! Săr, bună, bună seara și mulțumesc pentru invitație! La începutul discuției noastre aș vrea să discutăm despre această dezbatere care a avut loc astăzi la Sibiu și să ne spuneți care au fost concluziile cele mai importante. Este a șaptea dezbatere de acest uh, tip pe care Partidul Democrat-Liberal a organizat-o în ultimele trei luni, pentru că ne-am propus, așa cum de altfel avem prevăzut și în programul nostru politic, să venim și cu soluții la problemele majore cu care se confruntă societatea românească, nu numai să ne rezumăm la a critica puterea pentru nerealizările ei, și har Domnului ne oferă în fiecare zi uh, șansa de din păcate, de a aminti nerealizările pe care le au în toate domeniile, pentru că de practic altfel, nu asta au asta realizat asta nimic. Exact, nu au realizat nimic din ceea ce și au propus. Noi am discutat de astăzi despre o zonă extrem de importantă a vieții sociale, economice, sociale din țară, educația. Educația care se, are, se, află la fel ca de altfel și sănătatea și ați văzut puncte de vedere care legau cele două domenii astăzi într-o mare suferință. Și aș concluziona discuțiile noastre, pentru că ele s-au finalizat inclusiv prin intenția de a promova o serie de proiecte de legi pentru a îmbunătăți situația învățământului românesc, concluzia la faptul că Partidul Democrat Liberal își dorește un sistem de educație care să promoveze oameni liberi, oameni care să trăiască pe picioarele lor, oameni care să aibă o meserie oameni care să aibă un spirit critic dezvoltat și să judece cu capul lor, oameni care să aibă dezvoltat în ei un spirit antreprenorial, un spirit uh, bine conturat de inițiativă privată. În același timp, uh, în viață trebuie să ai principii și trebuie să susții valori. Și de aceea credem că... Nu sunt, neces nu sunt suficiente doar competențele profesionale, în școală trebuie să uh, dezvoltate elemente care țin de cultură, de cultura uh, democrației, de cultura generală, pentru că până la urmă trebuie să ne respectăm între noi, deoarece foarte multe din neajunsurile de azi ale României se datorează involuției sistemului de învățământ în ultimii uh, 20 de ani. Și aici am fost extrem de cinstiți și am uh, evidențiat faptul că, practic, uh, puterea cu opoziția nu au stat la aceeași masă pentru a discuta aceste teme, indiferent cine a fost puterea la un moment dat sau opoziția la un moment dat. Iată că, din păcate, nici astăzi nu stăm la aceeași masă. Eu am propus lucrul acesta ca pe teme de interes național, cum este educația, sănătatea, revizuirea Constituției, reorganizarea administrativ-teritorială, puterea și obuția să stea la aceeași masă pentru că discutăm aici de soluție pe termen lung. Soluțiile pe care le propunem noi astăzi și le-am propus în fața peste, cu câteva sute de oameni în toată țara. Ați văzut dezbatările, au trecut patru ore aproape pe uh, neobservate, pentru că lumea a fost extrem de interesată, își vor, avea, își vor arăta efectele benetice peste 10-15 ani. Care va fi o astfel de, de dorință de a se așeza puterea și opoziția la masă și, și a discuta și a ajunge la concluzii? Ca de obicei depinde de putere. Întotdeauna puterea trebuie să acest un astfel de demers, mai ales când opoziția este dispusă. Eu am spus uh, foarte clar atunci când am început, de exemplu, dezbaterile pe reorganizarea administrativ-teritorială, sau cum o definește domnul Dragnea, pe regionalizare, deși din punctul nostru de vedere regionalizarea este o mică parte a uh, reorganizării administrativ-teritoriale a statului român, care arată din foarte multe puncte de vedere mai rău ca în 1968. Da? Și am spus, nu vom folosi ca temă de campanie electorală organizarea administrativ teritorială pentru că cel care are curaj să facă bine în România pierde puncte. Când spui că trebuie să uh, desfințezi anumite unități administrative teritoriale, nu câștigi puncte. Pierzi puncte, nu te votează nici măcar primarii tăi. Dacă ai astfel de abordat, deși de demonstrezi că nu sunt viabile anumite construcții administrative. Din moment ce în România avem, de exemplu, sute de comune care din resurse proprii nu își pot plăti nici măcar salariații apa și curentul. Apa și curentul nu pentru populație, pentru funcționarea lor proprie, a instituției primăriei ca atare. De unde mai departe se aibă fondul de cofinanțare pentru proiecte europene? Nu le au, da? Aș vrea să vă reamintesc că domnul Cornel Știrbeț de la PDL Sibiu a folosit tema regionalizării ca temă de campanie. Uh, da, a folosit o domnia sa, dar eu am propus tocmai pentru implicările foarte serioase pe care le are asupra vieții fiecare dintre noi un astfel de demers să nu o folosim ca și temă de campanie, pentru că sigur poți ar câștiga de fiecare puncte. N-ar trebui să facă altceva decât să abordeze pătimași această temă și să exacerbeze un patriotism local unor fals și să câștige puncte. Ar câștiga simplu puncte, dar am, am spus, hai, dacă stăm la aceeași masă și nu punem cai înaintea căruței și le spunem oamenilor de ce procedăm într-un anumit fel și de ce abordăm într-un anumit fel o astfel de temă extrem de importantă, care sunt motivele pentru care o facem. Trebuie să le spunem oamenilor că în primul rând dorim să le uh, uh, oferim cel mai bun serviciu public la cel mai mic cost. Dorim să le spunem că uh, dorim o transparență totală asupra modului în care sunt utilizați banilor. lor. Așa trebuie să procedăm și nu prima dată să le spunem: domnule, cam asta ar fi regiunea, capitala ar fi pe acolo." Pe acolo ne-am gândit ca să fie să atrape regiunea asta X dacă este la Sibiu, dacă nu la Brașov. Apropo, de o temă sensibilă în, în regiunea în care ne găsim capitala și așa mai departe. Și pe cine vă dați capitală de regiune dacă tot am atins acest subiect? Sibiu sau Brașovul? Că e eu este pe amândouă. o temă destul eu de discutată. Am, eu pe amândouă, pentru că din punctul de vedere al partidului Democrat Liberal, a ne rezuma la cele 8 regiuni de dezvoltare așa cum arată el, ele astăzi ar fi mult prea puțin și n ar fi abordare corectă. N-am ține cont nici măcar de cele cinci principii, de fapt șase, pentru că de, din textul deciziei 1054 a Comisiei Europene rezultă șase la principii care trebuie să luate în vedere atunci când discuți de regionalizare, de exemplu, principii istoric, principii geografic, economic, sociocultural, de mediu și al populației. Da? Deci eu le văd pe amândouă. Și chiar și al educației, că tot am început discuția de la acest subiect. Înainte da. de a merge mai departe cu temele politice, uh, spuneți că au fost astăzi patru ore de, de discuții pe, pe tema educației. Uh, ce văți face mai departe? Ce va face pe ul mai departe, cu toate aceste uh, concluzii în urma, în urma dezbaterilor? În primul rând, ne propunem să informăm cetățenii asupra soluțiilor pe care noi, noi le propunem, pentru că noi abordăm de fiecare dată după astfel de discuții, proiecte legislative prin care să punem în valoare acțiunile noastre și punctele de vedere ale cetățenilor în primul rând. De exemplu, după uh, discuția de la Galați, vă dau un singur exemplu în care am abordat mediul de afaceri. Am decis, împreună cu investitorii, au fost peste 200 de întreprinzători acolo de membri ai partidului nostru și au rezultat din discuții necesitatea de a, a rezultat de necesitatea de a promova două acte normative, care deja se găsesc în Parlament proiectele de legi propuse de Partidul Democrat Liberal, una referitoare la reducerea fiscalității, în special fiscalității pe muncă, pentru că din păcate România este pe locul 2 în Europa ca și povară fiscală pe uh, forța de muncă și am propus uh, reducerea cotei unice de la 16% la 12%, creșterea salariului minim pe economie la 1000 de lei, scăderea case ului la angajator cu 5 puncte procentuale și, desigur, scutirea de impozit pe profit a profitului folosit pentru capitalizare. Și am și arătat sursele, pentru că beneficiul ar fi enorm, s-ar crea 100.000 de locuri de muncă în condițiile în care, iată, de la începutul anului, nu numai că nu s-au creat locuri de muncă, dar numărul de locuri de muncă au scăzut continuu și am ajuns, după datele oficiale, în iunie să avem în țară 720.000 de șomeri, 7,5%, cifră care nu a mai fost realizată în România de foarte mulți ani. Și am și găsit sursele necesare, pentru că o astfel de mes scorsă bugetul de stat 500 de milioane de răi și am spus, iată, sunt în bugetul de stat bani pentru ajutoarele de stat. Anul trecut au fost în 2012 alocate 900 de milioane de lei. Nu au fost folosite decât 200 de milioane pentru că nu și-a arătat eficiența această procedură pentru ajutare de stat care se acordă la o firmă sau două mari firme, pe când dacă procedăm la reducerea poverii fiscale, ea va fi de bun augur pentru toți întreprinzătorii și pentru cei mici și pentru cei mari. Pentru că de fiecare dată noi am fost și la putere și nu suntem credibili dacă nu venim și cu soluții la rezolvarea problemei.